Pare că Denisa este într-o stare bună. Povestea o întâmplare amuzantă cu mama ei, Cătăline și Irine, și râdeau toate trei. Spunea că într-o zi a văzut Spunea Denisa că într-o zi a văzut-o pe mama sa purtând o pereche de pantaloni de-a ei, pe care a și tăiat-o și i-a spus că sunt pantalonii ei. Mama Denisei a spus că ba nu sunt ai mei. Denisa a insistat că sunt pantalonii ei și după a zis că s-a terminat totul cu o mare ceartă. Mama Denisei a luat două valize și le-a pus în portbagaj, iar după i-a dat mesaj surorii Denisei pentru a se plânge de această situație. Zicea Denisa, bine, era amuzată și zicea că mama sa îi spunea, măi cretino, sunt ai mei blugii. Și, în fine, până seara zicea Denisa că s-a întors înapoi mama sa și s-a împăcat. Mi-a părut bine să o văd bine dispusă, m-am gândit că e o mare tragedie după acea discuție pe terasă, dar cred că lucrurile s-au lămurit cât de cât.